Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, reprezentată la nivel național de profesor doctor în economie Cristina Chiriac, s-a întrunit într-o ședință de lucru în județul Vâlcea, la Horezu. Trebuie să vă spun că de la gala care a avut loc în data de 4 martie și până astăzi n-am mai reușit să ne întâlnim, pentru că, așa cum știți, distanțarea socială a impus anumite limite, așadar, astăzi, pentru prima dată, ne întâlnim din toată țara aici la Horezu, la Conacul lui Mălder, și sunt extrem de bucuroasă că am reușit să ne adunăm de la Timișoara, Târgu Mureș, Târgoviște, Constanța, Tulcea, din toată țara. Principalul motiv al dezbaterilor l-a constituit întărirea structurii organizației prin cooptarea de noi membri și stabilirea unor obiective organizatorice concrete, cât și un plan de măsuri și propuneri legislative adresate în primul rând mediului antreprenorial. Punem la cale planul pentru 2020, ceea ce a mai rămas din 2020-2021, pentru că, așa cum bine știți, alaltăieri s-a încheiat o etapă extrem de importantă, și anume dezbaterile pe care noi le-am inițiat încă din anul 2019 cu Federația Patronală pentru Petrol și Gaze, Pactul pentru Muncă. S-au tras niște concluzii, s-au stabilit niște măsuri, trebuie să pregătim următoarele etape, adică dezbaterea cu toate partidele politice și înaintarea către Guvernul României a soluțiilor pe care noi, mediul de afaceri, le-am găsit prin prisma acestor dezbateri. Urmează, așadar, cum v-am spus, o perioadă, o vară fierbinte, cu multe subiecte pe masa noastră de lucru, și avem să ne împărțim sarcini, avem de îndeplinit obiective. Este efectiv o întâlnire de lucru extrem de bine pusă la punct. Gazda evenimentului a fost Ana Loredana Predescu, care, în calitate de reprezentant al sucursalei CONAF Vâlcea, și-a asumat o reprezentativitate puternică a organizației județului Vâlcea și a transmis un mesaj de sprijin pentru mediul antreprenorial vâlcean puternic afectat de consecințele pandemiei. Este o întâlnire care urmează unei dezbateri extrem de importante care a avut loc la Constanța. Este vorba de Pactul pentru Muncă, pe care CONAF îl promovează, și totodată încercăm să identificăm măsurile pe care CONAF le-ar putea implementa pentru a veni în sprijinul antreprenoarelor, având în vedere toate efectele negative, efectele economice negative declanșate de criza COVID. CONAF este prima organizație patronală care sprijină dezvoltarea și promovarea culturii antreprenoriale feminine în România, militând pentru corelarea sistemului de învățământ cu necesitățile pieței muncii, o legislație predictibilă, crearea de noi locuri de muncă și debirocratizare și investiții prioritare în infrastructură, educație și sănătate.